Cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de recoltare, fermierii nădlăcani au ieșit în câmp pentru a evalua starea culturilor din loturile demonstrative realizate de companii producătoare și distribuitoare de inputuri pentru agricultură. Cu prilejul manifestării Zilele Grâului, desfășurată la Nădlac pe data de 18 iunie. Aflate în stadiul de umplere și coacere a bobului, culturile de cereale arătau bine. Cu toate astea, o parte din cerealele din alte zone de cultură din jurul Nădlacului fuseseră afectate de grindina căzută la începutul lunii, aducând pierderi de până la 15%. Petru Pavel Lauco lucrează peste 140 de hectare în Nădlac. Așa cum s-a prezentat, țăranul nădlăcan cultivă porumb, grâu, rapiță și floarea soarelui și, în ciuda intemperiilor din ultima perioadă, s-a arătat optimist în privința producțiilor. La ora actuală, fiindcă periodic au căpătat apă, ploaie, se prezintă foarte, dar foarte bine. Mai ales grăurile, în orice caz, noi estimăm peste 5.000, peste, să sperăm, și porumburile, deocamdată cum arată, cred că peste 10.000, să sperăm. Într-adevăr, ne-a bătut grindina, deci o parte fermierii au fost afectați. Acum încă precis nu știm ce suprafață, dar destul de mare. Porumbul își mai revine, dar grâul care a fost bătut, ăla nu își mai revine. În ce măsură au afectat căderile de grindină culturile vegetale din vestul țării, ne spun fermierii locului. Au afectat și culturile de grâu, că avem o pagubă din cauza grindinei, la cultura de grâu, am la cultura de sfeclă și la cultura de porumb. Sfecla am afectat 9 hectare, aia este cam 15%, grâu am afectat 14 hectare, eu știu, aia e tot vreo 10-15% și porumb numai 4 hectare, deci aia e puțin, vreo 3%. Însă nu doar grindina a dat bătăie de cap agricultorilor nădlăcani. Grâul se prezintă destul de bine, numai este un atac foarte mare de fuzarioză la spic. E un atac mare de boli din cauza ploilor, că tot a plouat, din primăvară tot a plouat. Aproape în fiecare săptămână aveam ploaie. Va afecta, sigur va afecta calitatea, sigur. Și producția se reduce un pic, dar calitatea va fi afectată. Am stat de vorbă și cu fermierul Ștefan Varga, membru fondator al Asociației Țăranul Nădlăcan. Acesta ne-a spus că nu are mari așteptări de la cerealele păioase însămânțate în toamna lui 2011. Culturile toamne se prezintă puțin mai slabe decât anul trecut. Toamna am avut o toamnă foarte secetoasă, am intrat în iarnă foarte slab, primăvară încă a fost foarte slab, am avut noroc cu ploile de primăvară care au mai ajutat, dar totuși estimez că producțiile nu vor fi cum au fost anul trecut. Comparativ cu anul trecut o să fie producții mai mici, eu sper între 4-5 mii o producție medie. Nici Mihai Nagyuhas nu a fost optimist cu privire la producțiile culturilor de păioase din acest an. Culturile de păioase sunt bune, dar nu chiar ca și anul trecut. Deci eu estimez că nu vom realiza producțiile de anul trecut. Oricum vor fi bune, dar nu vor fi cele de anul trecut. Eu spun pesimist, 4.000 de kilograme, pesimist. Optimist, vom vedea când închidem cu cântarul, atunci știm exact cantitatea. Cu fiecare zi mai aproape de momentul în care vor intra cu combina în lan, fermierii se gândeau și la valorificarea recoltei. Vânzarea direct din câmp nu prezintă soluția ideală, însă țăranii nădlăcani au luat în calcul și această variantă pentru a-și putea achita datoriile. O parte o vindem imediat și o parte o depozităm, că avem spațiu de depozitare și o parte ca să ne plătim datoriile. Am luat pe datorii, de exemplu, am luat îngrășăminte, sămânță și astea, pe urmă, trebuie plătite. Nu știu cum vom valorifica, mai ales la grâu, că până acum am valorificat anul trecut și grâu, floarea, rapița, porumbul, absolut tot în Ungaria. Și acum am înțeles că vor fi probleme cu Ungaria din cauza că și la ei o să fie taxare inversă. Deci va fi taxare inversă și atunci vor scădea prețurile și nu știu dacă vor mai avea interes pentru marfa noastră. Având în vedere că eram în luna iunie, iar floarea soarelui și porumbul necesitau maximă atenție în acea perioadă, i-am întrebat pe agricultori și despre stadiul de vegetație al culturilor de primăvară și tehnologiile aplicate în vederea dezvoltării optime a plantelor. Iată ce ne-au spus aceștia. Porumbul arată foarte bine și floarea soarelui arată foarte bine că a avut aport de apă, acum a plouat și
E în regulă. Ce lucrări și ce tratamente ați putea să mai aplicați la această dată să ajutați culturile? Deci la ora asta am mai putea să aplicăm la floarea soarelui a doilea tratament. Deja este înainte de deschiderea calatidului și atunci să aplicăm al doilea tratament și la porumb să aplicăm un fungicid. Operam, înțeles, de la cei de la Marea Insulă Brăilei că a dat rezultate semnificative. Deci a obținut sporuri de producție semnificative. Numai avem o problemă că în toată zona, deci la noi, în Nădlăc, nu este un utilaj autopropulsat. Și atunci nu putem executa astea numai dacă închiriem. Eu știu de la alții. Culturile de primăvară se prezintă momentan foarte frumoase. Am avut porumbul semănat, floare semănată, sunt deocamdată sunt culturi frumoase. La ora actuală am avut o suprafață destul de mare afectată de grindină. În 12 iunie am avut o grindină, ploi torențiale și vânt foarte puternic. Am fost și eu afectat. Acolo am intervenit cu un fungicid, cu un tratament în plus la porumb și un foliar ca să ajutăm să se revigoreze, pentru că au fost destul de tare bătut de grindină. Concluzia a venit de la vicepreședintele Asociației Țăranul Nădlăcan, organizator al evenimentului dedicat grâului, Gheorghe Porubschi. Până la ora actuală, cu mici excepții, Dumnezeu ne-a ajutat și cu ploi și cu vreme bună, culturile din toamnă s-au remediat sau și-au revenit. Nu sperăm la o producție ca așa anul trecut, în care anul trecut au fost producții de excepție la grâu, vor fi totuși, eu sper, undeva la 4.500-5.500 de kilograme la hectar. În schimb, la porumb și la celelalte, la floarea soarelui, eu zic că vom avea producții bune. Până acum, culturile arată foarte bine. Între timp, în majoritatea zonelor țării s-a instalat vremea caniculară. Temperaturile au atins praguri critice de până la 38-40 de grade Celsius, fapt ce a grăbit coacerea grânelor și implicit recoltarea timpurie a acestora. Am ținut să aflăm și rezultatele muncii depuse în realizarea loturilor demonstrative, astfel că am revenit la recoltare, care a avut loc în data de 6 iulie 2012. Potrivit datelor, s-au obținut producții între 3730 și 5750 de kilograme pe hectar, umiditatea de 10,5-11%, iar greutatea hectolitrică se situa la recoltare între 75,6 și 83.